Cuvântul Domnului aici, în Faptele Apostolilor, unde s-a citit, ne relatează, așa pe scurt, aș vrea să spun, niște lucruri și ne relatează un eveniment unic în Sfânta Scriptură, și anume înălțarea Domnului Iisus Hristos. Chiar dacă noi mai știm că au mai fost evenimente de felul acesta în care oamenii au fost răpiți la cer, este vorba despre Enoch și este vorba despre Ilie, dar acolo Dumnezeu a făcut ca oamenii aceștia să fie răpiți. Am spus că acest eveniment este singular, este unic în istoria Sfintei Scripturi, pentru că aici despre Domnul Iisus Hristos se spune, după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, s-a înălțat. Domnul Iisus Hristos, prin puterea sa însă, s-a înălțat la cer, slăvit să fie numele Domnului. Este singurul care a avut această putere. Este singurul care a făcut o promisiune pentru biserică și ea este următoarea. Voi merge în cer, voi pregăti un loc și apoi mă voi întoarce ca să vă iau acolo unde sunt eu, să fiți și voi slăviți să fie numele Domnului. Tot prin această putere care este singulară. Deci Domnul Iisus Hristos prin jertfa sa ne-a mântuit pe noi și Domnul Iisus prin jertfa sa ne va duce acasă slăviți să fie numele Domnului. Spune cuvântul Domnului aici unde El face această relatare în Ioan capitolul 14, să nu vi se tulbure inima. Acesta vrea să fie primul gând în rugăciunea noastră. Inima noastră să fie liniștită. Chiar dacă afară vedem atâtea evenimente, evenimentele acestea au fost scrise de la întemeierea lumii. Domnul Iisus Hristos a știut aceste evenimente și se vor întâmpla. Și a și spus, când se vor întâmpla aceste lucruri, Matei spune multe Domnului felul acesta, să știți că izbăvirea voastră este aproape. De aceea noi am vrea să avem inima liniștită. Am vrea ca sufletul nostru să stea lângă Dumnezeu. Chiar dacă vedem cum se zbate și natura aceasta, cum este atât forfotă în lume, cum atâtea evenimente din acestea naturale fac prăpăd pe fața Pământului. Noi știm că suntem aleși Domnului. Și dacă stăm lângă Dumnezeu, dacă stăm lângă Iisus Hristos, El ne va izbăvi, așa cum spune cuvântul Domnului, și am vrea să mergem la rugăciune, așa cum spune cuvântul Domnului, aici unde face și ne spune această făgăduință minunată pentru biserică, în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 14, începând că aici, dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au dormit în El. În adevăr, iată în adevăr ce vă spuneam din cuvântul Domnului. Noi ce vin, care vor urmea până la venirea Domnului, nu o vor lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul vă strigă cu glasul neahanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborâ din cer și tâi vor via cei morți în Hristos. Apoi noi ce vin, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei nori. Ca să întâlnăm pe Domnul în văzduh și astăzi vom fi totdeauna cu Domnul slăvit să fie numele Domnului. Dacă ne uităm și la cuvintele acestea, aici spune foarte frumos, însuși Domnul se va coborâ ca să vină să-și ia bilet biserica lui slăvit să fie numele Domnului. Și spune și termină capitolul acesta, Apostolul Pavel spune, mângăiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte slăvit să fie numele Domnului. Am vrea, așa cum am spus, primul gând să fie ca să avem o inimă liniștită. Să nu ne înspăimântăm. Și al doilea motiv de rugăciune să fie acesta. Mângâiați-vă cu aceste cuvinte. Să știm că avem promisiune Domnului Iisus Hristos. Să știm că dacă stăm pe promisiune Domnului Iisus Hristos, ele se vor împlini în viața noastră. Și atunci, la vremea potrivită, când Domnul Iisus Hristos va avea de cuvință, va veni și va descopera trupul acesta a nostru pe pământ, slăvit să fie în numele Domnului. Am vrea să mergem la rugăciune cu aceste gânduri. Și fiecare dintre noi să fim îmbărbătați, fiecare dintre noi să fim încurajați înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu a pregătit lucruri mari, lucruri extraordinare pentru noi ca biserică. Lucruri de o strălucire nemaivăzute și nemaipomenită. Îngerii, spune, din cer să uită la lucrarea lui Dumnezeu pe pământul acesta. Am vrea ca noi să fim smeriți, să trăim în umilință și Domnul Iisus Hristos să împlinească lucrurile acestea în viața noastră. Să mergem, dar, pe genunchi și să-i mulțumim Dumnezeu pentru lucrurile acestea. Amin.